Despre ce vrei să vorbim? De exemplu, dacă mă întrebi despre evenimentul monden al, mă rog, aproape weekendului, ca să zic așa, al săptămânii trecute. Ziua Bianca Drăgușan. Exact. A fost multă lume acolo, a fost petrecere cu fas, s-au distrat, s-au simțit bine, au mâncat, au băut, s-au petrecut. De ce mă întrebi asta cu primitul? Păi ca să te doară. Fii atentă! Auci! Fii atentă! S-a speculat în presă săptămânile trecute cum că ar fi primit cadou în avans, sau nu, de fapt s-a speculat că a primit cadou de împăcare o mașină. Din la partea iubit, da, din partea iubitului. Acum eu și mașina să mă gândesc. Scolcă dinero. Mucho, cred că 200, în jur de 250.000 de euro, așa s-a scris în presă cel puțin. Da. Acum dacă mă întrebi, acesta poate fi cadou în avans pentru ziua ei. 250.000. Când ai primit tu ultima oară? Niciodată, practic. Păi și atunci? Da, da, vorbim de alți oameni, fiecare știe cum e. Simte într-un fel, gândește într-un fel, dorește într-un fel. Lucrurile sunt diferite pentru fiecare. A zis o treabă la un moment dat cineva: știți căpița aia de paie, de fân? A. Câte paie sunt într-o căpiță? Așa. Toate sunt diferite. Așa e și cu oamenii. Serios? Păi, au ceva diferit. Adevărul, adică nu e identic unul cu celălalt, știi? Așa și cu oamenii. Suntem diferiți. Fii atentă ce îți propun. Mm. Am văzut eu că ar fi făcut Adiță Voicu un interviu cu Bianca Drăgușan. Super. Și Adiță Voicu, în momentul în care pune ochii pe o femeie, ea simte. Cred că a simțit bine Bianca interviul ăsta, pe care nu o să-l uite niciodată. Deci vedem și noi o bucățică din emisiunea Fiță cu Adiță? Păi, normal. Care urmează să fie difuzată. Deci noi vedem imaginile în premieră. Vineri se difuzează și noi vedem acum. Ne place. Fratele meu de o viață, Gabi Bădălău, n-a vrut să vină și el aici lângă noi. A făcut niște dalea, păcea de strâmba nasul, ce-i cu el, că nu-mi place, nu mi-a plăcut de la asta. Vrea să se distreze, vrea să petreacă alături de invitați. Practic ce face el e frumos, ce fac eu nu prea e frumos, pentru că am lăsat invitații singuri care au venit pentru mine. Eu te iubesc, mulțumesc din suflet că ai fost lângă mine. Eu am greșit că am venit așa neinvitat și îți mulțumesc din suflet. Și vreau să te întreb cum te-ai simțit astăzi de așa la 24 de ani, 24. Eu sunt foarte fericită 24. Da, sunt foarte fericită că am alături de mine toți prietenii mei dragi. Și cred că cel mai frumos cadou pe care au putut să-mi facă până acum a fost prezența lor. Mă simt extraordinar de fericită. Mi-a oferit Dumnezeu tot ce nici măcar n-am visat vreodată. Auzi, cheia într-o relație este chestia asta cu ne certăm, ne împăcăm, ne certăm, ne împăcăm, ne certăm, ne împăcăm, ne certăm, ne împăcăm la infinit? Nu. Am avut o vorbă și am în continuare. Te iert până nu te mai iubesc. În momentul în care te-am iertat de prea multe ori, s-ar putea să-mi dispară și iubirea asta. Că ai greșit de prea multe ori și dispare tot, știi? Ca printr-o magie. Fii atent, te iert până nu te mai iubesc. În momentul ăsta mai iubești? Da. Evident. Rolsul și împăcarea? Ce? Rolsul și împăcarea? Stai la mișto. Rolsul și împăcarea? Nu știu despre ce vorbești, serios. Păi citești ieri, cancanul ăsta. Nu, să clarificăm. Eu, toată viața mea, mi-am făcut mie cele mai frumoase cadouri. Eu tot ce am este pentru că eu le-am muncit și mi le-am cumpărat singură. Cele mai frumoase cadouri ever mi le-am făcut eu. Ai înțeles? Nu se cumpără iertarea. Bună, ce mi-ar plăcea? Bun, da. Mi-ar plăcea să intrăm în direct la un moment dat și cu Bianca. Pentru că punctul lui Adiță de vedere e corect. Dar și punctul ei de vedere e absolut corect. Și e important. Și aș vrea, uite, pe această cale și cu această ocazie, să le spunem așa tuturor oamenilor implicați în discuții, în subiecte de presă, că aici avem spațiu pentru voi să puteți să vă spuneți punctul de vedere. Exact. Nu judecăm, nu criticăm, nu ne interesează lucrurile astea, ne interesează să fim corecți, să fim obiectivi, să vă oferim susținerea de care aveți nevoie și locul în care să vă spuneți punctul de vedere. Că știi cum e, câți oameni implicați, cam atâtea păreri. Dar bună, Adiță, vezi, apropo de mașină. Da, da. Deci care va să zică, ai văzut cum a băgat-o? Știi, ușurel așa. Da, da, adică da. Printre rânduri, bun, nu i-a dat-o în față. Deci care va să zică, mașina nu a fost cadou pentru ziua ei așa și nici de împăcare. Bianca. Dar și totuși, ce cadou i-a cumpărat băiatul pentru ziua ei? Vreun inel?
arăta, mă gândesc. Poate petrecerea? Da. Poate petrecerea, că a fost o petrecere. Cine a fost acolo? Maria Constantin, Vika Blochina, prietena ei veche, Bassam, l-am văzut și pe el, cel care o coafează pe Bianca. Și cred că, adiță voi cu bineînțeles, cred că foarte mulți prieteni apropiați, știi? Că în lumea asta tu știi cum funcționează lucrurile, ne cunoaștem toți între toți, suntem drăguți. Dar când e la o adică, mâna aia de prieteni, mâna de... știi? Aia e importantă prieteni. Și prietenii au fost alături de Bianca. Bianca, te pupăm, îți dorim din suflet la mulți ani. Să știi că dacă dorești să ne spui ceva, orice, sau să te urăm aici în direct, noi suntem aici, sună-ne. Sunt tare curioasă, în schimb, să-l întreb pe Adiță, care a fost treaba cu Gabi? De ce a fost așa supărat pe Gabi? Că a zis la începutul materialului că nu știu ce, Gabi n-a vrut să vină. N-a vrut să vină la petrecere? Așa parcă a zis Adiță, nu la petrecere, la interviu. La interviu. Poate e un tip mai retras. Mai discret. Hai să-l întrebăm. Adiță? Alo? Salut! Te pupăm, fiță, cu Adiță. Am face un pic pe dreapta, sunt în trafic. Mulțumim mult de tot. Mă scuzați, sunt un pic răcit, vă pup, să rămâne și pe mine. Vă doresc să aveți cea mai tare emisiune, sunt convins că o să faceți brand național din ea. Și mulțumim, eu sunt lângă voi aici, la orice ora aveți nevoie. Mulțumim, măi Adiță, cum te infiltrezi tu așa, da, nu se infiltrează nimeni. Da. Cum adresezi tu întrebările, nu le adresează nimeni. Bravo ție! Și n-am fost în formă. N-ai fost într-o formă bună. Spune-ne, te rog, ți-a plăcut una peste alta interviul ăsta? Ție ți-a făcut? Nu. De ce? Nu mi-a ieșit, n-am fost eu în formă, n-am fost într-o formă bună și am fost un pic supărat, cum spunea și voi mai devreme, dragile mele. M-a supărat un pic găbița al meu. Eu sunt prieten de foarte mult timp cu Gabi Bădălău. Da, știm asta, da. Da. Și a port așa, inabordabil, așa, supărat. Eu, cu stai, tine? Mă, să ceva. Da, nu cu noi, în general, cu echipa noastră. Stai că era foarte agitat, probabil și se iasă bine petrecerea, da, vă dați seama, la 42 de ani Bianca. La un moment dat nu mi-am dat seama care este pomeranianul, care Bianca e, care este găbiță. Era un moment dat așa de dau din codiță pe acolo, hop, hop, pe lângă ea. Eu îl iubesc, e prietenul meu de o viață, dar nu mi-a plăcut. Adică n-a fost așa lângă noi. Noi suntem necim de mult timp și trebuia să fie mai, nu știu, mai aproape de noi. De, da, 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 mai de mine, de echipa mea. Poate era om emoționat, poate, era... cine știe. Adică vreau să te întreb ce cadouri totuși a primit de Bianca, știi? Exact. Sau ce cadou i-a făcut Gabi totuși? Mm-hmm. Eu pot să spun ce i-am dat eu. Ok, ia. Un buchet de flori și un pliculeț, pentru că Bianca e sora mea. Sora mea Bianca, îi plac foarte mult banii și am dat și un pliculeț, ca ce e frumos. Nu m-am dus cu, nu știam ce să iau, un parfum, poate nu-l nimeream. Cum ai pus plic? Cum te-ai dus cu plic? A fost nuntă? Eu așa m-am dus la nuntă, așa mi s-a părut corect, nu știu, așa am considerat eu și dacă nu m-a sunat, înseamnă că a fost de bine. Înseamnă că a fost mulțumită. Dar câți invitați erau? Teo, să știi, cred că erau 100 și ceva, nu-mi dau seama exact, cred că peste 100 oricum. Au, foarte mișto. Nuntă. Foarte mișto mama Bianca, e foarte mișto. Da, da, ai dreptate. Mi-a plăcut mult, a ta mereu lângă noi, a venit, ne-a întrebat ce vrei, nu știu ce aveți nevoie, nu știu, o doamnă foarte mișto. Sora Bianca, e foarte mulți prieteni, da. Și din showbiz, cum ai spus și tu, Balsam, cum îl cheamă, și brigada lor, adică foarte mulți. Dar după oameni aia, din showbiz. După aia, n-ai vorbit cu Gabi Bădălău să-l întrebi ce a avut? Mi-a spus că el nu e genul care să apară, că să nu fiu supărat pe el. Eu am încercat să... 2-3 cuvinte, na, că era ziua iubitei lui. Normal. S-au împăcat după, eu știu, vreo 2 săptămâni de ceartă. Bine, certurile astea între ei și împăcările sunt la ordinea zilei. Proverbial. Și totdeauna câștigă Bianca. Asta voiam, uite. Bianca. Ce câștigă Bianca? Că tu ai întrebat-o în interviu și noi discutam despre asta. Da, mai pică cât un ceas, mai, eu știu, o vacanță, acum uite o mașină, deci de câteva sute de mii, bine, e prea cunoscută. Mai pică, normal. Păi Bianca zicea în interviu că nu. Iar o vorbă, ai greșit, ai plătit. Eu aici trebuie să văd iarele și nimic, nu este, cum e, pun fără foc, nu? Sau cum e aia? Da. Foc fără foc, sau cum e? Așa e. Asta e adevărat, da. Noi îți mulțumim mult de tot pentru prezența la emisiune, te așteptăm oricând vrei tu. Și dacă ești o știre mai picantă, știi unde să vii cu ea. Eu vă pup din suflet și v-am spus, sunt convins că o să faceți brand național din emisiunea asta. Doamne mulțumim, ajută! Mulțumim, Adiță, mulțumim tare, multe pupăm! Vă pup, vă iubesc! Să cele mai frumoase, doamne! Mulțumim! Urmează să te vedem. Genial, și noi! Genial! Eu mereu, când mă întâlnesc cu băiatul ăsta, deci nu există. E de o haioșenie așa totală. E.
El e doar pus pe șot, e pus pe glume în permanență, face și treabă foarte bună, Adiță, dar e genul ăsta, știi? Da, e mai juicy așa. Exact, n-ai cum să nu râzi, să nu te simți bine, să nu-ți schimbe vibe-ul și energia. Dacă v-a plăcut și vouă, 0740-988-088 este numărul de telefon în care ne puteți, la care ne puteți spune, pă, nouă ne place Adiță Voicu. Exact. Sau orice vă doriți. Sau ne puteți trimite. Mă rog, nu chiar orice vă doriți, că acum știți cum e... Fiecare poate înțelege ce vrea. Ne puteți trimite lucruri care vi se par vouă interesante, pe care le vedeți pe stradă, le aflați de la prieteni, cine știe, subiecte interesante pe care și noi le putem aborda. Le putem prelua. Bineînțeles, aici în emisiune. Apropo de subiecte interesante, știi cum e, ni se dă că presa e mare, mușă, persoanele publice de asemenea, oamenii afiliați persoanelor publice de asemenea. Și stând și uitându-ne și informându-ne pentru emisiune zilele acestea, a apărut un subiect cu fostul meu soț, alături de actuala lui iubită, sau cel puțin așa susțin colegii de presă. Și tu ai văzut? Da, am văzut, îți dai seama. Și pe cancan a apărut știrea. Păi, ce să simt? Cumva mi-am spus-o și o repet. Uh-huh. Lucrurile între noi sunt clare. Vom rămâne în continuare părinți pentru copilul nostru. Bine, pentru că așa înțeles. E normal. În rest, fiecare e liber să-și trăiască viața exact așa cum dorește, nu? Abia aștept să apar tu cu cineva. O să iasă bombă de presă. Cu tine. Cu mine. Vrei să apărăm împreună? Suntem deja apărute împreună. Da, da, vreau să apărăm așa în cancan. Hai să facem ceva, vrei să facem o cioacă? Da. Ne ducem undeva și facem ceva. Nu știu, ne certăm la ieșire din restaurant. Ne aruncăm, poșetele. Nu în cap, dar le aruncăm poșetele. Facem ceva. Vrei să facem? Facem dacă... Nu, că uite, mi se pare mișto să vorbim și despre noi, la noi. Tu ne genul. Știi? Nu, nici tu nu ești genul, îți dai seama. Dar noi facem o cioacă. Uite, să vedem dacă preia cineva, nu preia. Li se pare interesant, nu li se pare interesant.